Bine ați revenit la o nouă întâlnire de conștiință. Anul acesta am pornit mai greu, dar am pornit într-un mod spectaculos, având un asemenea invitat, în persoana domnului profesor Cornel Constantin Ciomâzgă. Sunt tare bucuros că a dat curs invitației noastre. Domnia sa este deja cunoscut dumneavoastră. Uite, cei prezenți sunt chiar prieteni buni cu dumnealui. Este cunoscut datorită celor două cărți deja faimoase pe care le-a scris. Domnul Ciomâzgă a fost în anii 90 unul dintre cei mai importanți jurnaliști, a fost formator de gazetari, a fost cel care i-a format unul dintre cei mai importanți gazetari contemporani, a întemeiat publicații și posturi de radio și a fost profesor la facultatea de jurnalist, pentru ca deodată, subit, surprinzându-i pe mulți dintre apropiații săi, s-a retras în chilii și după 14 ani a revenit iarăși în mod surprinzător cu o carte numită Lucrarea, o carte care a rupt tiparele, fiind cel mai căutat și cel mai prețuit roman de după anii 90. S-a retras din nou, pentru că anul trecut, după 10 ani, da? Cred, după aproximativ, da, 10 ani, să ne dăruiască o altă carte, poate și mai răgășitoare, numită Se întorc morții acasă. Lansată anul trecut în Ploiești, la Biblioteca Nicolae Iorga, și am avut și eu onoarea să particip la această lansare a unei cărți foarte importante pentru în ultimii ani. O carte în care principalele personaje sunt călăul și victima sa. Merită citită, merită recitită. Domnul Cornel Constantin Ciomâzgă ne va vorbi astăzi despre bătrânii frumoși și liberi. Este o replică fină la tinerii frumoși și liberi care vor să facă revoluție fără a se schimba pe ei înșiși. Ne va vorbi invitatul nostru despre om și despre Dumnezeu, despre tineri și despre bătrâni, despre tinerii fără bătrâni și vai câtă nevoie avem noi de bătrâni, și despre bătrânii fără tineri și vai cât de multă nevoie au bătrânii de tinerii de astăzi. Ne va vorbi de asemenea despre tinerețea fără bătrânețe, dar și, ce trist, despre bătrânețea fără tinerețe, despre nevoia de bătrâni și despre bătrânii abandonați. Doamne și domnilor, am întârziat, domnule profesor, 40 minute. Imediat vă veți convinge că a meritat din plin așteptarea. Domnul Cornel Constantin Ciomâzgă. Celelalte, sau mai cu seamă atunci când veți avea nevoia cea mai mare. Spunea părintele Anasenie Papacioc, probabil că vă este cunoscut această mărturisire pe care a făcut-o Sfinția sa. Tehnica. Că a vegheat la căpătâiul multor muribunzi și invariabil toți ar fi vrut să mai trăiască o zi. Greu de făcut o presupunere ce ar fi vrut să facă în acea zi. Dar câte vreme, iată, ne sunt toate zilele la mână,
ne investim, vai de ori în mod atât de subiectiv. Eu, ca un echipzuit, dacă aș fi căpătat tot timpul vieții mele de la Dumnezeu deodată, m-am gândit de multe ori că neechipzuit cum mă cunosc, l-aș fi putut investi într-o după amiază pe tot cine știe ce. Dar Dumnezeu, în adânca lui și dreapta sotopeală, iată, îmi desfiră încetul cu încetul, clipă de clipă, așteptându-ne mereu pe cealaltă clipă, să schimbăm ceva. Cărțile mele, dați-mă că fac o referire, dar fără să mă abat de la temă, cărțile mele care se nasc și există ieșind din câte o secvență a realității, predează prin întregul lor conținut și personajele pe care le găzduiesc, întâi de toate pentru iubire și neapărat personajele principale ne privesc în ochi fiecare în parte, întrebându-ne dacă nu cumva ar trebui schimbat ceva în viața noastră și dacă nu cumva acest ceva ar trebui schimbat fără nici o amânare. Cât de mult ar fi însemnat pentru personajul principal din această recentă carte la care a făcut referire Părintele Claudiu, Petre, fostul torționar, cât de mult a depărtat și cât de mult ar fi însemnat, spun, pentru el, dacă ar fi înțeles că trebuie schimbat ceva în viața mea. Întâlnirea mea cu personajul acesta, pentru că tot am adus vorba despre el, a fost ca un răspuns la revoltele mele, ca un răspuns al lui Dumnezeu la revoltele mele. Ani de zile m-am întrebat de ce oare niciunul dintre cei care s-au numărat între actanții aprici ai acelui sistem oprimator și mutilator, niciunul dintre ei nu se vede în prim plan căindu-se, arătându-le semnilor lor ca un înțeles că ceea ce au făcut se înscrie la rubrica regrete. Și când Dumnezeu nu lasă inimile noastre în îndelungi fermentări, avea să scoată acest om înaintea mea și să trăiesc lângă el, cu el, o experiență fabulatorie, care mărturisesc înaintea dumneavoastră. Dacă n-ar fi fost parte din viața mea această întâlnire, această poveste, și ar fi venit de la altcineva, repet, vă mărturisesc că aș fi fost extrem de susceptibil și m-aș fi întrebat cu mari rezerve dacă nu cumva este doar povestea Scriitorului livrată de o muză.
L-am întâlnit și pe Petre și în felul acesta revenim și intrăm în tema noastră. Ca și pe cel de-al doilea personaj principal, Ieronda Fiind, i-am întâlnit pe amândoi la bătrânețe. Antiteza aceasta cu care m-am jucat, plecând, e adevărat, de la expresia aceasta devenită sintagmă aproape ideologică, cu tinerii frumoși și vei, care pe aici, pe acolo, am îmbrăcat chiar forme peorative și humorale, chiar dacă cei care erau implicați n-au realizat pe deplin. Am plecat așadar jucându-mă cu această expresie, regăsind mai bine și chiar dacă tema este, sau pare jucăușă, în conținuturile ei sunt lucruri, plecând de la însăși titlu, extrem de serioase și profunde, și care ar trebui, dacă nu cumva s-a și întâmplat deja, ar trebui să ne preocupe pe fiecare în parte. Cunoașteți, desigur, panseul acesta, pictorul muzical popular care circulă. Cine a văzut? Babă frumoasă și copilul lui. Eu, împreună cu mulți dintre dumneavoastră de Lucian, am putea să deschidem o listă și să ne scriem, punându-mă cu mie, înaintea altora, că am văzut și Babe frumoase și mulți copii mulți. Bătrân în accepțiunea generală, este cel care a adunat multe zile în viața mea, în vârstă, în etate. În fond, bătrân ar trebui să fie înțeles și privit cel care, printr-o osteneală asiduă, a ajuns să guste din fructul sapienței, din înțelepciune. Circulă de asemenea în lume și nu a ajuns din Amarton, care din nefericire astăzi este și rostit tot mai rar că despre conținutul lui aproape că nu mai are nicio semnificație. Cine n-are pe tărâni, zice acest lucru, să-și cumpere. Într-o anumită perspectivă, pare amuzant. Nu există o prăvălie cu bătrâni. Un mod în care să ne ducem și să cumpărăm bătrâni. Iar pictorul, în faza lui incipientă, când a fost trimis în lume, plecat de la nevoia bătrânilor și importanța lor în comunitate. Nu exista comunitate bine întocmită, bine rânduită, să nu aibă central sfatul bătrânilor. Să nu existe rezonarea permanentă și raportarea la cuvântul acestor bătrâni.
care era nimic altceva decât Consiliul Înțelepților. Și pentru că nu în toate așezările se putea alcătui un astfel de Consiliu, cei sau acele comunități care nu puteau să se bucure de Consiliul Bătrânilor, de Sfatul Bătrânilor, erau nevoiți să-i cumpere pe aceștia din alte așezări unde existau. Fie să-i cumpere pe unii cu care să întregească acel Consiliu al lor, fie să-i cumpere pe toți. Cumpăratul acesta nu era ca la piață. Nu era cineva care zicea, am bătrânul acesta disponibil, cât îmi dai pe el ca la vânzarea lor. Și se negocia direct cu bătrânul. Bătrânul punea condiții. Am găsit scrieri în care le iese că, în general, aceste negocieri se purtau de produs, pe cereale, pe animale sau pe zile de muncă. Și edilii acelor așezări rânduiau ca unii dintre oamenii din comunitățile acelea să meargă și să ascundă cu zile de muncă pentru bătrâni sau bătrâni împărați, împrumutați, adică să vină și să facă lucrul acesta atât de important și atât de necesar conștientizat de cei de pe atunci. La data aceasta, din nefericire, dintr-o mare nefericire, și bătrânii aceștia sunt tot mai rari. Bătrânii aceștia înțelepți. Înțelepciunea nu e o calitate a tuturor celor care îmbătrânesc. Vom aminti și ceva mai târziu, când probabil am să ciomâzgăresc ceva pe hârtiile acestea. În parcursul existenței noastre, în mod riguros, dacă noi am avea viața alcătuită așa cum se cuvine, ar trebui să existe trei etape foarte importante. Prima este etapa dumiririi, care ține de la zero la 30 de ani. Ne arată lucrul acesta și le regăsim în însăși viața Mântuitorului, care, venind ca om, ne-a arătat anumite lucruri dumnezeiești și, venind ca Dumnezeu, ne-a arătat anumite lucruri omenești. Ca Dumnezeu, așadar, ne-a arătat acest lucru omenesc atât de important, și anume faptul că, deși la 12 ani era în templu și învăța pe cărturari și punea întrebări la care preoții nu știau să răspundă, totuși, până la 30 de ani, n-a ieșit la propovăduire. N-ar fi oare firesc să ne punem această întrebare care vine în firescul ei către noi? De ce? Dacă era Dumnezeu, de ce nu fi ieșit la 19 sau la 21 de ani? Între 30 și 60 de ani se desfiră a doua etapă în viața omului. Etapa înțelegerii lor sau înțelegerii. Acum trebuie să fac o precizare.
nu toți cei care au ajuns la 30 de ani înseamnă că s-au luminit. Și nu toți cei care au trecut de 30 de ani înseamnă că înțeleg lucruri. Pentru că etapa aceasta durează între 30 și 60 de ani. Pășind, trecând în teritoriile celelalte, de la 60 de ani încolo, intri în teritoriile sapiențiale, în teritoriile înțelepciunii. Și aici trebuie să facem precizarea că nu toți cei care au împlinit 60 de ani sunt înțelepți. Așa se face că astăzi, cu greu ne putem îndrepta către cineva cu tâmplele linse, cum se spune, și să așteptăm cu adevărat un sfat bun, înțelept, adânc și valabil după nevoile noastre. Înțelepciunea este rodul ostenerilor de până atunci. Există de asemenea o vorbă, nu mi-am propus, n-am elaborat să fac trimiterea aceasta la înțelepciunea populară, deși, într-o paranteză, vă rog să-mi îngăduiți să fac această precizare, multe sunt acele neamuri de pe pământ care au la temelia gândirii și călăuzirii lor existențiale proverbe, panseuri, zicale, dar ca unul care am fost preocupat vreo 8 ani de zile în viața mea de domeniul acesta, nu exclusiv, și m-am aplicat asupra lui, adică asupra a ceea ce înseamnă vorbele de duh, proverbe, zicale, dictonurile acestea. Am plecat inițial de la faptul că, și vă rog să-mi aduceți aminte că trebuie să închid paranteza asta, să ne întoarcem la tema asta. Am plecat constatând într-o bună zi că multe dintre aceste dictonuri, panseuri sau zicale circulă strâmbe, strâmbând înțelesul. Am să mă opresc doar la două exemple ca să vedeți. Toată lumea a auzit dictonul cum e trupul, cum? Distorul. Și distorul. Așa a ajuns și la mine. Și m-am întrebat, cum o fi asta? Mai întâi a apărut prima contradicție când am aflat că dictonul fusese lansat într-o vreme când avea aduse pistolul și nu știu dacă îl aveau și turcii. Dar trecem aminte că îl aveau și ei. Și m-am întrebat dacă turcul e bâlbuit și pistolul trebuie să tragă pop-pop-pop. Să fie avut pistolul șarpa. De unde e povestea asta? Răspunsul vrea să vină dintr-un alt dictor. Acela care zice surd în aur, dar le potrivește. La un surd a ajuns dictorul cu bine și el a dat mai departe cum l-a auzit el. Adică de la dictorul era cum e două și pistolul. Adică totul trebuie să fie potrivit cu pistolul. Numai că el n-a auzit bine și a ajuns turcul. Și așa e până în ziua de astăzi. O să plecăm, o să ne despărțim noi de aici și o să vedeți cât de greu o să vă vină, dacă o să vină prea de vorba, să folosiți dictonul acesta, că tot o să-i ziceți turcul.
Și pentru că în conținutul lui vom găsi ceva și legat de tema noastră, este acela privind interrelaționarea umană. Zice un dicton pe care îl folosesc unii cu fermitate, vorbind despre personalitatea lor neschimbătoare. Eu n-am cu omul acela nici cum ziceți? Nici 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 cum să fie asta? Poate că o fi fost vremuri în care se îmbrăcau doi cu haine și unul lua o mânecă și altul altă mânecă și cele cu o singură fusă, aveau un mânecă în două. Cum să fie asta cu clinul și mâneca? Știți? Într-un fel, vedeți, astea sunt rosturile pentru care ne vedem, pentru ca să aflăm unii de la alții câte ceva. Fie și lucruri din acestea simple. Domnul zice nu în plin sau pline și mânecă, ci zice în plin și în mânecă, adică la vale și la deal. Ați întâlnit în unele scrieri mai cu seama religioase verbul acesta a mâneca. Probabil că i-ați găsit și traducerea pe aici, pe acolo, niște dicționare bezme, care spun cum că a mâneca este echivalentul lui a merge. În altă parte zice a nesula, verbul fals al lui. A mâneca înseamnă a urca. Când ne referim la a mâneca, când mânecăm noi, din punct de vedere duhovnicesc, înseamnă că avem o propășire, o urcare, dar în termenii dictonului, în condiția lui de înțelepciune populară, că spuneam mai devreme că, deși multe popoare au vorbe adânci puse la temelia gândirii lor, vă rog să mă credeți ca unul care m-am aplicat perioada aceea despre care am amintit mai devreme, n-am găsit unul cu care am putea să ne comparăm. Neamul acesta și-a așezat la temelia gândirii lui vorbe atât de adânci, atât de importante și atât de multe, încât unele dintre ele dezvoltate ar fi adevărate tonuri de înțelepciune. Știu eu, n-am să dezvolt astăzi, dar știu de unde vine pacostea aceasta îngrozitoare de a nu mai avea încredere în noi ca neam, care am fost azimit și reper pentru mulți mii de ani. Astăzi au reușit unii, dar ne-am lăsat noi, mai cu seamă, tufliți, cum se zice, de condițiile istorice, răsturnați în istorie, întrebându-ne de aici pe acolo dacă mai știi cine sunt. Închid paranteza aceasta, mă întorc la paranteza cealaltă ca să o pot închide și pe aceea. Nici întuneric nu e bun, dar nici lumina foarte multă. Dictorul acesta era reper în comunități. Înainte, oamenii nu erau vecini. Erau întâi de toate megieși. A fi megieși cu cineva era altceva decât a fi vecin. Astăzi traducem megieși în aia. Pentru că nu mai avem acrivie, nu mai avem atenție pentru termeni, nu mai pătrundem în înțelesul lor. Cel cu casa de lângă tine ți era megieș. Cel în care te învecinai cu oborul sau cu părângea, ți-a
veșnicie și aveau mare grijă în cea mai mare parte a lor, unii de alții. Relaționau într-un fel anume, de multe ori mai bine decât relaționau frații de ei. Astfel, am să mă folosesc de un exemplu. Când veșnicul din dreapta pleca la mare, morile erau rare, încărcau care cu vârf, cu saci, cu pe colonoare toată ziua. Și acolo măcinau și pentru vite, făceau viață și pentru ei, făină și mânai. Și plecau cu carul încărcat. De dimineață, Megeșul din stânga știa că a plecat Megeșul din dreapta la moară. Și pentru că și el făcuse drumul acesta de nenumărate ori, atunci știa cam când o să se întoarcă Megeșul. Și cam pe la ceasul acela îl punea pe unul mic, pe nepot sau pe copil, să se uite când îl zărește pe vecinul, pe veceșul din dreapta, că se întoarce de la moară. Și atunci ce făcea? Lua jugul de plin și voi și se ducea și l-aștepta cu vârful de albă. Pentru că, într-adevăr, înfrâna calul cu frâna aceea împinsă, pe care o știți mulți dintre dumneavoastră, dar totuși, boii trebuiau să țină calul, că nu odată s-a întâmplat să cedeze frâna aceea și să vină calul peste boi și să-i ucide sau să-i ducă pe cer. Și atunci, exista acest jur. Dumnezeu mi-a făcut parte și am fost într-o relație bună și frumoasă niște ani de zile cu Horia Tăiere. Și ne-am dus noi împreună să căutăm în Maramureș și să mai găsim un jug de acesta, de clin. Și am găsit și l-am adus. Acum nu mai știu dacă o fi la muzeul sau nu. Era ciclit cu totul diferit, astfel încât să nu sublume, să nu bituie voi. Pentru că îi înjuga înaintea boilor Megeșul. Că patru boi țineau altfel calul, iar cei din față, cu jugul ăsta ciuprit diferit, țineau mai mult și mai bine decât cei care erau aproape de calul. Țineau calul. Și apoi, sigur că dacă nu se întâmpla să coboare plin, rămâneau și mâne, că altfel și atunci, iată de unde venea vorba aceasta, cu n-am cu omul ăsta nici în plin, nici în mâne, adică nici la vale, nici la deal. Nu-mi pun eu boi, zicea, în plug cu el, pentru că adesea și la plug se folosea formula asta. Puneau două perechi de boi, că altfel arau ogor. Închide paranteza aceasta lungă pentru care în cele tale, dar nu ne va sărăci probabil și o luăm ca pe o insulă, ca pe un moment de împrietenire. Eu mi-am notat pentru ca să putem să fim riguroși și să ne încadrăm într-un timp rezonabil. Tema fiind foarte vastă, foarte vastă. Mi-am notat niște idei. În expresia de la care am plecat cu tema noastră, era vorba despre tinerii frumoși și liberi. E un paradox aici. Frumusețea o putem regăsi, dar libertatea, așa cum ar trebui ea înțeleasă, mă simt mai bine dacă stau, dacă sunt în ficiare, mă simt mai aproape de lucrul voastră. Deci aici eram mai aproape de lucrul voastră. Libertatea nu poate fi înțeleasă din perspectiva omului care este slobod să săvârșească ce crede el de cuvință, cum crede el de cuvință, să o apuce încotro crede el, cum crede și când crede el.
Zice o expresie pe care o cunoașteți, adevărul ne va face bine. Care adevăr? Adevărul din noi. Și vom vedea în dată care adevărul din noi și adevărul A mare, adică de la Hristos. Dacă vom fi învățat, dacă vom învăța să trăim așa cum din nefericire astăzi nu se întâmplă, să trăim cristocentric, în chip autentic cristocentric, raportându-ne existența noastră de plin la Hristos. Nu există în lumea aceasta decât probabil niște oameni cu suferințe mentale. Nu există însă om între care să nu-și dorească să nu aibă trei deziderate. Să fie sănătos, să izbândească în ceea ce face și izbândind să propășească, să fie înmânecat. Acestea sunt cele trei dorințe, cele trei deziderate fundamentale din punct de vedere existențial. Să fie omul sănătos, de aceea un alt dicton zice să vă dea Domnul sănătate, că e mai bună decât toate. Să-i gândească de ceea ce își propune să facă, fie că vorbim despre un gărduleț în grădină, fie că vorbim despre o casă pentru copii, sau alte lucruri mari și importante pe care își le propune. Ei bine, nu există însă împlinirea acestor trei deziderate fără să avem în vedere și să realizăm patru mari concilieri, împăcări, așezări sănătoase în viața noastră. Prima împăcare se vede de la toată lumea? Este cu Dumnezeu. A doua împăcare este cu noi înșine, cu sinele. A treia împăcare este cu aproapele. Și a patra cu lumea. Aici simt nevoia să fac o precizare, nu cu lumea în accepțiunea, în înțelesul pe care îl folosesc adesea Sfinții Părinți, cu sensul de păcat, ci cu lumea ca întreg al făpturilor și zidirii lui Dumnezeu. De ce devin așa de importante aceste patru împăcări? Pentru că împăcarea cu Dumnezeu este generatoare de pace. E o cheie aici pe care ne sugerează însă și relaționarea noastră incipită în toate împrejurările și mai cu seamă în rugăciune, zice preotul de pe Solee, cu pace Domnului să ne rugăm și noi zicem în rugăciunile noastre, cu pace Domnului să ne rugăm. Și Dumnezeu răspunde, pace vouă. Așa a răspuns și așa a intrat și la apostol, spunându-le pace vouă. Iar așa, că probabil de astăzi încolo, pentru că ne vom despărți, ne va fi mai ușor să înțelegem și ce ne privește și ceea ce privește pe ceilalți cu care vom relaționa, că dacă un om nu este în pace și vom vedea imediat înțelesul păcii, dacă nu este în pace, înseamnă că relația lui cu Dumnezeu are sau a avut ceva de suferit. A doua împăcare, a doua conciliere, foarte complexă, niciuna dintre împăcările astea nu este simplă. Niciuna dintre ele. Nu o să avem vreme astăzi să le dezvoltăm, să vedem în ce ar consta, decât poate să intrăm într-una dintre ele, poate. Împăcarea cu noi înșine este generatoare de tihnă.
Spuneam că vom înțelege diferența dintre vom înțelege sensul păcii prin diferența aceasta comparativă între tihnă și pace, doi termeni care adesea se confundă și iarăși din perspectiva dicționarelor întocmite în pripă de unii care nu au avut la îndemână niște activiști și nici ei nu s-au plecat dintr-o perspectivă activistică asupra termenilor. Tihna și pacea devin confundabili și chiar egal și sinonim. Ei bine, nu. Pacea înseamnă împăcare și tihna înseamnă așezare. Vom ști de azi în loc, când un om nu e împăcat cu el, cu ceilalți, cu o situație, cu profesia lui, cu condiția, cu vârsta lui, înseamnă că acolo e o problemă în relația cu Dumnezeu, pentru că dacă fiind o bună relaționare cu Dumnezeu, nu s-ar putea decât împăcat să fie, pentru că ar funcționa acolo întâi de toate una dintre virtuțile de bază ale creștinismului și anume nădejdea. Nu mi-ajunge pensia. Știu că nu mi-ajunge. Dar face Dumnezeu la atâția cărora nu le ajunge pensia să le și rămână. De aici probabil că un alt din domn. Dacă ne ajunge, sigur o să mai vină. Acesta este Dumnezeu. Care ne-a arătat în nenumărate situații că la El este cu putință să opereze cu imposibil. Așadar, dacă omul are păcarea aceasta cu Dumnezeu, sigur va funcționa și din perspectiva credinței altă virtute de bază și va funcționa mai cu seamă nădejde. Din coace însă, înseamnă așezare. Când vom vedea că un om nu este așezat între ale sale, un copil nu este așezat între ale lui, înseamnă că e într-o stare conflictuală cu sine. Din păcate, căci din păcate se întâmplă lucrul acesta, adică le-a cum din păcate? Păcatele au făcut ca noi să devenim înnegurați și nu mai înțelegem o serie întreagă de lucruri. Din păcate, spun, nu îi mai înțelegem pe copii. Nu ne mai putem apleca asupra lor așa cum se cuvine. Și noi știm că toți cei care suntem cărunți aici în țară am fost și noi copii. Eu spun adesea în întâlniri de tipul acesta și nu este doar un fel de a mă exprima o evocare, ci simt asta ca pe o realitate profundă. Parcă ieri dimineață m-a dus bunica mea de mână la grădiniță. Îmi amintesc așa de bine dimineața aceea. Și azi dimineață când m-am trezit și m-am uitat în oglindă, barba mea era albă. Și teamă mie că mâine când mă trezi, mă duce alții în mânecare, acolo de unde puțini s-au întors. Prin puțin și personajul acela despre care am amintit, în deschiderea întâlnirii noastre, Petre, el s-a întors de acolo. A văzut ce acolo. Chiar dacă a trăit experiența morții doar secvențial, în perspectiva unei morți clinice, nu autentice, dar trăit-o. Și a văzut iar. De aceea i-a fost ușor să accepte la un moment dat că lucrurile se pot vedea și altfel. Am spus în gândirile mele de asemenea, privind lanțele de carte, am vorbit despre dificultatea pe care am avut-o în întâlnirile mele cu omul acesta, până la un timp, până la un moment dat. Și aduc vorba despre situația asta pentru că vă pun și dumneavoastră la inimă și în minte. Într-o bună zi, Dumnezeu nu m-a lăsat să mă despart de omul acesta. De multe ori am putut să nu mă mai întâlnesc cu el. Era îngrozitor până la un timp, repede. Și a venit o zi când m-a luminat Dumnezeu și l-am întrebat pentru că nu accepta că lucrurile pot fi înțelese și altfel
Și l-am întrebat, Petre, ce vedem noi aici? Ce e acesta? Și a zis, crește, un deget. Un deget, sigur. Așa e, un deget care lase. Dar am spus, iată, Petre, ce deget vedeam eu? Și ce deget vedeai tu? Eu vedeam un deget fără unghie și cu o anumită grafie epidermică. Tu vedeai alt deget. Nu e altfel nici în viață. Oameni dragi, în orice situație ați fi bună foarte sau critică de necumpare, vă rog să nu uitați lucrul acesta simplu. Schimbați puțin perspectiva. Întoarceți degetul. S-ar putea să se vadă altfel. Mai este ceva. Să acceptăm că întorcând perspectiva, degetul pe partea asta are în mine. Să acceptăm. Știți? Bătrânul meu duhovnic mi-a zis o vorbă pe care am dus în lume și am împrăștiat-o de zeci de ani. Mi-a zis, la toate bază îi face Dumnezeu cu el. La toate bază care îi face Dumnezeu cu el, cu condiții. Să nu ține bază, să facă ochelele. Să nu facă pe el. Alminte ne face cu ei. Împăcarea... A rămas ceva nespus. În paranteza aceea sau asta? Eu putem închide pe amândouă? Împăcarea cu aproapele este generatoare, născătoare de dragoste. Și în sfârșit, împăcarea cu lumea, acceptând că dacă Dumnezeu o îngăduie așa cum este, El care, în calitatea sa, de atotputernic și atotfăcător, dacă El nu încolonează pe toți dimineața, că ar putea să facă lucrul ăsta, ar găsi sigur metode să încoloneze dimineața și să vină toți la biserică. Dacă nu-i determină pe toți să se așeze în genunchi, de ce devenim noi care într-o bună zi, în sfârșit am descoperit cartea de rugăciuni, devenim judecătorii celorlalți? De ce nu acceptăm că dacă noi ne putem așeza în genunchi, atunci, acolo, în fața icoanei, cu cărticica în față, să ne rugăm și pentru cei întâi de toate, pentru cei care nu fac ce facem? Generatoare de bucurie. Vom ști de azi încolo și vom înțelege mai ușor că dacă un om nu e întihnă, cum spuneam, înseamnă că are cu el niște probleme, dacă un om nu are dragoste, și vedeți, întreg creștinismul, toate raportările noastre la Dumnezeu sunt centrate pe dragoste. Cuvântul Domnului vine și spune că dacă am avea credință cât o grămânță de muștar, i-am zice muntelui să se mute și muntele s-a mutat. Și vine Dumnezeu cu Pavel, ar părea o notă infatuativă, că vine și completează pe Dumnezeu. Și poate că așa se și întâmplă, că Dumnezeu l-a luminat în fond, nu? A venit Dumnezeu cu Pavel și a zis, de a avea credință să mut și munții și dragoste nu am, nimic nu sunt. Iată așadar importanța dragostei. Ne întrebăm poate că de multe ori de ce e așa cum este, să căutăm în inima noastră răspunsul din perspectiva dragostei. Și vom înțelege repede de ce e așa. Nu iubim
aproape nimic în mod autentic. Cel mult atașamente găsim. S-a ajuns până într-acolo în ziua de astăzi că se fac certificate nupțiale, convenții. Nu dragoste este cea care îi adună la unul, ci certificatul acela, contractul nupțial. Nu-i destul. Dacă vom ajunge în sfârșit să ne împăcăm cu Dumnezeu și să fim în pace cu noi înșine și să avem tine, să fim într-o bună relaționare din perspectiva dragostei cu aproapele nostru și să înțelegem, să acceptăm lumea și să ne străduim, să o iubim așa cum este, pentru că este în totalitate izidire a lui Dumnezeu. Dacă vom ajunge la toate acestea, fracțiile acestea ar trebui să le punem supra iubire. Voi face o diferență mică, o precizare și aici, între dragostea despre care am vorbit aici și iubirea care este aici. Multe vreme, ani mulți călătorim, am trăit confuzia neucitoare, auzind o povață privind dragostea de sine, iubirea de sine. Făcându-se această confuzie terminologică, din aceeași perspectivă a neamintirii despre care am tot amintit iată în seara asta, dragostea sau iubirea, cam același lucru. Vine însă manualul de învățătură de credință ortodoxă. E un manual care ar trebui să fie în casele noastre ale tuturor. Cam așa de gros, cu întrebări și răspunsuri în tot ceea ce privește umilirea noastră. Manualul acesta, pe la pagina 283, are un capitol care zice așa chiar: cine este dragostea de sine? Și aveam să citesc acolo năucit când l-am descoperit. Cum că în vreme ce iubirea de sine, cum zice dintre toți cel mai bine Maxim Mărturisitorul, zice că iubirea de sine este maica și cuibul tuturor relelor. În vreme ce iubirea de sine este maica și cuibul tuturor relelor, dragostea de sine, cea despre care am vorbit noi și am încercuit-o acolo, este virtute de seamă, vă rog să citiți când veți avea vreme, în cărticica aceasta, este virtute de seamă a creștinului. Ea este cea care îi descuie și încuie rele din viața omului, îl face constant în săvârșirea binelui. Îl ajută să izbândească în buna lui relaționare cu Dumnezeu. Omul se duce și spovedește uneori toată viața lui, poate. Faptul că nu e constant în bine, nu săvârșesc binele, spovedește. Și se întâmplă ca cel în fața căruia se spovedește să-i spună: mai pune 10 metanii, mai fă un canon, mai uite un acatist la Maica Domnului, ia să ce la spovadă și ea zice: nu sunt constant în bine. Precum zice Dumnezeu cu Pavel: nu fac binele pe care aș vrea să-l fac, ci fac răul pe care nu vreau să-l fac. Deci asta, pentru că n-am lucrat pe această dragoste de sine, n-a descoperit ce este și neștiind ce este, nici n-a putut să lucreze. Spuneam că poate una dintre ele o vom dezvolta, iată cum facem lucrul ăsta chiar pe dragoste, spunând doar atât, că este suficient să ne inventariem de sus și până în tălpi suma și vom vedea câte prilejuri avem să-L slăvim pe Dumnezeu, văzând că din iubirea Lui a stârnit dragostea noastră. Dragostea aceasta de sine înseamnă aprecierea pentru darurile pe care le-a pus Dumnezeu în noi. Cine mai are vreme să-i dea slavă Domnului Dumnezeu că își poate mișca
mâna, că funcționează mușchii aceștia atractivi și se poate împieptena, poate mânca, se poate îmbrăca, se poate îngălța. Păi toate acestea le face mușchii aceștia atractivi. Numai cei care Doamne apără și păzește nu iau sau nu-i mai au. Înțeleg ce înseamnă asta. Și atunci ar veni să învețe ce este dragostea de sine, dar adesea devine prea târziu. O să ținem și o să rămână așa tema noastră asta cu vorbele de Duh. Zice o altă vorbă, cum se aștept la tinerețe, așa dorm la bătrânețe. Numai că oameni, noi începem să îmbătrânim încă din prima zi în care am venit aici. Nu trebuie să așteptăm, să ne uităm în oglindă, cum am spus eu mai devreme, și să constatăm că avem barba albă. Numai că, pentru că, într-adevăr, să ajungă tinerețea bună veritoare la bătrânețe, ar trebui să fie cine să lucreze cu copiii. Numai că astăzi asta este o dramă. Copiii ajung să fie crescuți pe spongi, la creșă și la grădiniță. Omul devine liber, spuneam mai devreme, raportându-se la Hristos în lucru fundamental, învățând să trăiască cristocentric și eliberându-se el de păcate, adică să-și înceapă într-o bună zi lucrarea despătimirii. Eliberarea de păcate va face pe om liber. Ieșirea din robia aceasta îl va face liber. Iar nu condiția aceea despre care v-am amintit mai la început, în care omul este slobod să facă așa cum se înțelege, în mod greșit, în multe situații, să facă ce poftește. Am auzit, mi se spune în stânga și în dreapta, am citit cu toții despre lucrarea aceasta fundamentală. Sfântul Serafim de Sarov o numea pasul zero existențial. Pasul zero. Lucrarea mântuirii. Mântuire. Ce este mântuire? Nu este altceva în înțelegerea mea decât lucrarea reînfierii noastre. Redevenirea noastră, reajungerea noastră în condiția de fi. Numai că lucrul acesta, ca toate celelalte, spuneam mai devreme că dacă s-a apucat omul să facă un gard în jurul grădinii, grădiniței, nici măcar al grădinii, trebuie să aibă un plan, să știe ce face, cum îl face, dar înainte o astfel de lucrare. O astfel de lucrare despre care am spus și n-am să ezit să spun și astăzi, pentru ca să putem face trecerea la următorul pas, lucrarea aceasta a mântuirii se sprijină pe un eșafodaj de 7 stâlpi, de 7 cariatide. Prima cariatidă, vedeți, o să începem de jos în sus, ca să înțelegem și că acesta este baza, aceasta este temelia.
Primul des este de la sinceritate. Adevărul ne va face liberi, spuneam mai devreme. Care adevăr? Întrebam atunci, adevărul din noi. Nu putem construi nimic în viață. Cine va merge pe această primă minciună, crezând că va face ceva minții și pe minciună, se șalamă. Mai târziu sau mai devreme, construcția aceea, indiferent care va fi ea, de ce natură, se va supra. Sau se va întoarce împotriva, se va supra chiar pe el. Pe sinceritate, de aceea, vedeți, venitul nostru, intratul nostru în biserică, începe cu bucuria tainei acestea mari pe care ne-a pus-o Dumnezeu la îndemână, redându-ne șansa botezului, redobândirea condiției botezului și anume taina spovedanie. Pentru că eliberându-ne de cele pe care le-am acumulat, de rezidurile pe care le-am acumulat, în spiritul adevărului, față în față cu adevărul, vom pune care va să zică începutul cel bun. Patristica e plină de îndemnul acesta. Să puneți începutul cel bun. Să punem începutul cel bun. Începutul ce? Care e începutul cel bun? Iată începutul cel bun. Să ne hotărâm într-o bună zi, să exilăm din ființa noastră minciuna, indiferent de mărimea ei. Să nu ne puim ca o minciună mică. Minciuna aceea mică ne-a pus în cârdășie cu drag. Și să știți că există o trevoare atât de prădalnice și pârdalnice, încât 10 grame, dacă ne răsturăm într-o sute de tone de conținut, am stricat conținutul acela și am făcut mortal. Cu 10 grame de trioxid de arsen, de exemplu, otrăvim în apă, plăiește, tot plăiește. Iată și minciuna, cât poate să fie. Nu-i ușor. Trecerea noastră pe aici nu-i ușoară, de aceea, de asemenea, toată patristica bate monedă și strigă la noi. Trezie, 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 trezie. Compensatorul, parcă venim și noi din perspectiva noastră și avem o altă melodie. Bani, 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 bani. Sfinții Părinți ne spun să trăim în trezvie. Ce este trezvia? Paza de sine. Să ne păzim care va să zică și odată ce am făcut actul acesta important, să nu ne întoarcem la cele pe care le-am greșit altă dată. Asta a fost șansa lui Petre, personajul din carte la care am făcut referire mai devreme. Când n-a mai vrut. Nici cu gândul să se întoarcă la cele pe care le-a făcut. Toți avem șansa aceasta. Toți avem șansa asta. Vom vedea mai încolo când ne-a pus Dumnezeu la îndemână șanse chiar mai mari decât asta. Al doilea stâlp, a doua candidatură, este simplitatea. Dar vedeți ce a făcut diavolul? Ne-a îndemnat pe toți să contribuim și să construim societăți extrem de complexe, din ce în ce mai complicate. Ajungând astăzi că omul este atras de lucrurile sofisticate, de lucrurile complicate, aproape că nu mai poate trăi în simplitate. În condițiile în care bine este lui și odihnitor să simplifice. Mult, mult, mult. Punând două întrebări fundamentale, și anume, îmi este mie cu adevărat necesar pentru existența mea lucrul acesta, fapta aceasta? Sau mă dedic unor lucruri mărunte? Am scris undeva ca un lemn să nu ne risipim
zilele cu lucruri mici. Viața este așa de scurtă încât abia poate cuprinde lucrurile cu adevărat mari. Dar câte lucruri mici nu facem, fiecare își recunoaște pe lucru. Este nevoie pentru ca viața noastră să se schimbe în ansamblul ei și în particular, este nevoie să învățăm lecția aceasta a simplificării și aritmetica incipientă are lecție de ce n-ar fi aici? Spuneam că și aritmetica începe la un moment dat o lecție. Nu știu dacă o știe să dușește, în care ne îndeamnă pentru ca să obținem un rezultat sintetic, să simplificăm. Al treilea aspect, dacă vom lucra pe cei doi așa cum se cuvine, este cel al smereniei. Harismă rară, pe care nu poate căpătea o oră. Am auzit în viața mea, nimic pe aici, pe acolo, oameni care îi îndemnau pe alții. Smerește! Nu ești ferit! Nu iau o oră. Smerenie este dată de la Dumnezeu și cel care îl capătă, nu știe că l-a căpătat. Pentru că dacă l-ar căpăta, o oră, nu de la Dumnezeu, dacă l-ar recăpăta, s-ar lăuda cu ea. Îmi zicea același Arseniu Papacion pe care l-am amintit mai devreme, care zicea, este mântulețul. Al patrulea este cel despre care l-am amintit mai devreme. Sapiența. Înțelepciune. Nu vom putea dobândi mântuirea fără să devenim pe secvența noastră existențială. Nu trebuie să ne să înțelegem și să ne propunem să devenim înțelepții lumii. Dar în viața noastră avem nevoie să ne înțelepțim, să devenim înțelepți. Întâi de toate pentru a stăpâni măcar reacția noastră. Cincilea este poate cel mai frumos, mai important, cel puțin în aparență. Și anume, sfințenia. Sfințenia cu cele două perspective ale ei. Sfințenia la care avem acces neîngrădit, Dumnezeul acesta a tot bun și care, așa cum au spus, cei mai mari sfinți părinți nu iubește nimic mai mult decât pe om, a pus sfințenia în atemâna noastră, neîngrădită. Să ne bucurăm începând cu icoanele făcătoare de minuni, cu sfintele moaște, cu acces la sfinți, să stăm de vorbă cu sfinți, să stăm de vorbă cu Maica Domnului și cu Mântuitorul Dumnezeu. Să ne ducem și să-L mâncăm pe Dumnezeu, să fim mâncători de Dumnezeu. Ce lucru? Mă tem uneori că nu-l înțelegem. Că prinși cu lucruri, cum spuneam mai devreme, din melodia aceea, nu înțelegem lucrul acesta. Atât de important. Și a doua dimensiune și a doua perspectivă a Sfințeniei, la care avem acces așa cum au avut toți foștii oameni care au devenit sfinți. Mari păcătoși care au ajuns mari sfinți. Așadar, ne este la îndemână. Nu este un dar pe care Dumnezeu în mod selectiv și subiectiv l-a pus numai pentru unii. Cu datul, nu, cu datul, datul, nu. Oricare dintre noi, precum a făcut Sfântul Ioan, gură de aur, copil fiind, știți că a fost întrebat, ce vrei să faci când o să fii mare? Și a zis, Sfânt. Și a ieșit.
Oricare dintre noi ar putea să aibă dezideratul acesta. Și de Domnul să și iasă. Unde am fi, ce am fi și ce ar fi lumea aceasta? În sfârșit, am avea multe de gând despre fiecare dintre ele, acești cinci stâlpi, aceste cinci cariatide, sunt lucrate, se sprijină și lucrează prin două pârghii și stâlpi de Duh. Și anume, silința și stăruința. Două pârghii interschimbabile, așa cum sunt mintea și inima ca organe sufletești. Aici sunt interschimbabile în sensul că putem să ne silim în stăruință și să stăruim în silință. Și să lucrăm cu amândouă. Și la sinceritate, și la sinceritate. Să stăruim sau să ne silim în sinceritate. Să stăruim și să ne silim în simplitate. Să ne silim și să stăruim pentru ca să dobândim smerenia. Să ne silim și să stăruim pentru ca să dobândim sapiența, înțelepciunea și să rămânem în ea, să ne bucurăm de ea. Pentru ca să ne învelim, cum zice Tutorul cum am dat de vreme, să ne învelim cum se cuvine la bătrânețe cu ceea ce facem în tinerețe. Așadar, iată construcția cea mare pe ce se sprijină și cum ar trebui ca te, că sigur, iar iese din toată Filocalia, din toate cele 12 volume ale Filocaliei. Nu pot, nu mă ține scaunul ăsta. Vorbim despre bătrânii frumoși și liberi. Nu știu cât a trecut, mai e de ceasul? Și un sfert? Da. Bătrânii frumoși, pentru a fi frumoși, nu trebuie să se pațachineze, să se mai înțelească. Frumusețea nu este o expresie exterioară, ci este o reflectare a lăutriciilor noastre. Dar poate fi un om frumos dacă nu e iubitor de frumos, dacă nu este în filos kalos, dacă nu este o ființă filocalică. Vedeți ce frumos a lucrat Dumnezeu și lucrarea aceasta fundamentală, temeluitoare, Filocalia, cele 12 volume despre care spuneam că izvorăsc astfel de sinteze, nu e aceasta singura, aceasta am primit-o eu, pe aceasta am înțeles-o eu, pe aceasta am pus-o eu în fața dumneavoastră ca o înțelegere subiectivă și amărâtă. Pot fi unele mult și sunt mult mai frumoase, mai spectaculoase. Filocalia, un sum al învățăturilor pe diagonală. Cine a trecut prin Filocalie și a luat de acolo ce este lui necesar, nu are a-și pune întrebări și a se gândi dacă știe sau nu știe ce are de făcut. Dacă mai adaugă la aceasta pravila și rugăciunea lui și raportarea bună la bătrânul său, că o altă înțelegere a cine nu are bătrân să-și cumpere, e și în perspectiva aceasta. Să ai un bătrân, Hristos spune, să ai un domn.
Iată de ce venim și spunem că bătrânețea este de mai multe feluri. Este bătrânețea înainte de vreme. Acelor care au dus o viață nechipzuită, nesăvântă, într-o disarmonie continuă și care îmbătrânesc începând cu 25-30 de ani. Și îmbătrânesc nu doar pe din afară, cum spuneam, ci sunt roși pe dinăuntru de relele, de păcatele și de urăciunile pe care le-au săvârșit. Noi suntem, precum știți și ați auzit și ați citit din Nendoie, suntem ceea ce mâncăm. Dacă vom fi iubitori de frumos și ne vom hrăni cu frumosul, vom fi noi înșine frumoși. Nu va trebui să ne străduim petrecând în fața oglinzii sau cine știe ce împrejurări spre a ține să fim frumoși. Vom deveni frumoși. Întâlnirea cu un om al lui Dumnezeu, sunt convins că ați experimentat-o mulți dintre dumneavoastră. Este o întâlnire atât de odihnitoare ca ai vrea să nu se isprăvească. Iar în momentul în care te desfarți de omul acela lui Dumnezeu, simți că un mare gol s-a așteptat în ființa ta. Simți o dată că ai face orice să te afli cum o faci în față cu el. Să te sedutezi, poate să-ți spune lucruri, să te ajute, să-ți fie trecerea pe aici mai lină, mai ușoară. Avem nevoie cu toți de vorbe de îmbărbătare, de vorbe de mânghie, de cuvinte bune. Bătrânii frumoși sunt acei bătrâni care știu ce răi au un cuvânt bun. Pentru că, așa cum există, mai multe situații patristice, înțelegerea aceasta, spunând așa, un cuvânt bun și pe ce răi îi face bun. Un cuvânt rău și pe ce bun îi face rău. Iată așadar, de ce nevoie de bătrânii aceștia, la care nu trebuie să așteptăm să ajungă la 60-70 de ani, cum spuneam. S-ar putea să găsim așa cum găsim împătrâniți înainte de vreme, la 30-35 de ani, să găsim și acei bătrâni cu agoniseală bună și sfântă, mult mai devreme de momentul sapienția. Cine sunt aceștia? Sunt cei pe care ne putem sprijini. Sunt cei care ne hrănesc, ajutându-ne să fim ceea ce mâncăm, adică să fim și noi buni și frumoși. Sunt cei care ne odihnesc. Sunt cei care ne arată cum ar trebui să fim și noi. Și noi ar trebui să fim la fel, toți. Să-i odihnim pe cei de lângă noi mereu și mereu și mereu. Ne așteptăm niciodată ca ei să facă, ci să fim noi mereu cei care facem. Cum ar fi într-o casă în care nu așteaptă bărbatul doar pentru că e bărbat să se dea pe femeia dimineața și să facă ea cafeaua și să facă ea sandwich-ul, ci să se zilească și el și să stăluiască și el să facă asta. Să preia de pe un copil. Cum ar fi ca atunci când copiii cresc, să se străduiască și ei, să stăluiască și ei și să se zilească, să găsească mama acasă asculată cu mine. Și măcar o oară cu apocală a pus în care acasă, că știu că s-a pus. Nu știu să fac. Dar măcar apocală știu să o pun acasă. Să vrem mereu și mereu să fim noi cei care îi facem loc mereu și mereu și mereu celuilalt. Ne din curs acestor manuale vesmetice nebune care stau pe toate taramele și care ne învață cum să biruim călcându-l pe celălalt picioare. Smerenia aceea presupune să-i facem loc celuilalt. Să-l odihnim pe celălalt, să-l mângâiem pe celălalt, să-l bucurăm.
se vede că noi știm să iubim. Nu e un lucru ușor. Nu e un lucru ușor nici să ne rugăm să putem să fim oameni ai iubirii. Cine n-a încercat să se roage o jumătate de ceas, atind și fără ca oamenii să trece de acolo și n-a văzut că se vede. Câte lupte primim, tocmai atunci. Nu-i ușor nici să învățăm să iubim. Lecția aceasta a iubirii nu e una pe care să o învățăm singuri. De aceea e atâta nevoie de bătrân. Bătrânul este cel cu care ne vom însoți. El a trebuit să fie cel care ne-a apucat într-o bună zi, deși n-a făcut-o mama sau tata, n-au făcut-o școlile prin care am trecut, ci el ne apucă într-o zi de mână și zice: hai să coborăm în ființa ta și să vezi cine ești. Există un sfânt, mai puțin amintit, nu pentru că e mai puțin important, Sfântul Teognos, care vine singur de câte ori am prilejul, vin cu acest avertisment al Sfântului Teognos. El vine și spune: nu-l va afla pe Dumnezeu cel ce nu s-a cunoscut de sine. Cine să mai apleacă asupra acestui lucru atât de important? Descoperirea de sine. Ba chiar mulți, chiar dacă n-au făcut nimic în sensul acesta, în mod explicit și elaborat, au în facultate să spună: eu știu cine sunt, eu mă cunosc. Nu te cunoști. Nu știi cine ești. Numai pus într-o anumită situație, vei vedea la lucrarea cine ești. Bătrânul însă, cel care își propune să ne restaureze din punct de vedere ființial, să ne repune în condiția cea bine plăcută lui Dumnezeu, El este Cel care ne va arăta și cine suntem. Și cât de mult ne-am depărtat de noi. Pentru că una dintre marile probleme cu care se confruntă o credincioșie, dintre multe probleme, spun, n-avem vreme într-o astfel de primire să trecem prin tot ceea ce ar trebui să vedem că ne-ar fi necesar. Una dintre problemele plătii este împiedițarea. Toți ne-am jucat de-a. Și copiii noștri și nepoții noștri se joacă și s-au jucat de-a. Pare o chestiune nevinovată. Pentru ca să putem înțelege ce înseamnă jocul acesta de-a, am să decupez din realitate o îndeletnicire. Așa de frumoasă în aparență și atâta de păruboasă în esență. Actorie. Spune cineva care a studiat în prima parte a vieții regie, teatru și film. Ce îi se cere actorului când începe elaborarea unui rol? Să intre în pielea personajului. Ce-i asta? O împiedicare. Va trebui să învețe, să respire, să gesticuleze, să vorbească ca și personaj. Ne oprim un pic din condiția existențială a actorului și ne ducem ca să vedem și ce se întâmplă cu spectatorul și să mergem un paralel ca să nu disipim foarte mult. El se pregătește acolo, se pregătește acolo pentru ca să construiască un personaj cât mai credibil, cât mai veridic. În vreme ce spectatorul își propune să se ducă la spectacol, încă din momentul în care cumpără biletul,
El știe că și-a luat un bilet pentru a intra într-o situație convențională. Nu-i așa? El știe că acolo nu se duce într-o condiție a vieții, ci într-o situație convențională. Ba, există și expresie. Mă duc să văd un spectacol, să mă deconectez. De la ce? Să te deconectezi. În vreme ce toată patristica ne îndeamnă trezvie, adică să fii în bază de sine tot timpul, tu îți permiți să te duci 2 ore, să te deconectezi și la cele 2 ore în care tu uiți de tine, prin ceea ce primești de acolo, convențional, știi ce s-a întâmplat? Nu odată au fost oameni care au ieșit din sala de spectacole și s-au trezit mergând ca personajul principal. Sau vorbind, sau gesticulând ca el. Și de pe urmă un film. S-a transferat, careva să zică, de acolo, un duh sau mai multe, care îți spun că te-au locuit și te locuiești deja. Toată viața noastră se desfășoară între realitatea aceasta vizibilă, sensibilă, palpabilă și realitatea nevăzută. Biserica aceasta, candelabru, hainele noastre, microfonul, băncile, mașinile, străzile, toate au fost inițial necunoscute, nevăzute. Au fost niște gânduri. Cine a văzut gânduri? Dar asta nu înseamnă că nu există. Noi știm acum pe fiecare dintre noi ne locuiesc niște gânduri. Gândurile acelea au devenit idei, nici idei n-am văzut. Ideile au devenit concepte, conceptele au devenit proiecte și cineva, când a trecut la proiect, a început să deseneze. Cam cum ar arăta o casă. Și din momentul acela s-a făcut primul pas. Conceptul a făcut primul pas vizibil, dar nu este palpabil, nu e realizat. A început să treacă din nevăzut în văzut. Mai are niște pași. Din coace, situația actorului, ca să închide situația aceea, mi se propune drumul invers. Să plecăm din realitatea aceasta sensibilă în care suntem și se desfășoară viața noastră cu toate cele pe care le îngăduie Dumnezeu, să ne ducem nu într-un nevăzut, ci într-un necunoscut în care se întâmplă și foarte multe lucruri nevăzute. Pentru că noi nu știm ce se întâmplă cu noi atunci, spun, în acele 2 ceasuri. Ați văzut, sau poate chiar dumneavoastră ați trăit situația aceasta în care, fiind atât de absorbiți de un film sau de un spectacol, vine cineva și te scutură și nu-ți dai seama că striga la tine, până când nu te zgâlți. Ați văzut oameni în situația aceasta? Unde erau oamenii aceia plecați? Erau în irealitatea aceea. Au reușit să fie, care va să zică, transportați, abandonându-se, acesta este termenul, la dispoziția cuiva care nu doarme, nu are vacanță și așteaptă orice prilej, pentru că spre deosebire de noi, el operează cu veșnicia, ca și Dumnezeu. Și, spre deosebire de noi, știe ce valoare are sufletul, averea aceasta nemoștenibilă. Noi însă trăim astăzi într-o lume în care omenia, în adevăratul înțeles a ceea ce înseamnă ea, tinde să devină viciu. Și asta numai pentru că nu suntem puțin mai atenți. Înțelegem
că nu trebuie să vină bătrânețea pentru ca să devenim înțelepți, nu trebuie să îmbătrânim fără să fi știut că am fost tine. Din nefericire, Părintele ne-a spus la începutul întâlnirii noastre că vom vorbi despre tinerețea fără bătrânețe. Știți, desigur, înțelegeți ce înseamnă asta. Aproape toți tinerii socotesc că bătrânilor, nici bătrânilor părinți nu sunt pe potriva nevoilor lor, înțelegerilor, cunoașterilor. Și poate că în multe dintre situații așa și este. Dar dacă e așa, înseamnă că am greșit undeva noi. Sau în orice caz ar trebui să căutăm, să vedem dacă nu cumva am greșit noi. Noi părinții sau noi bunicii. Aș fi vrut să aduc astăzi și să ascultăm vocea unei nepoate. Citind o scrisoare către bunicul său celebru. Vocea nepoatei băietului Vasile Băiculescu. Citind o scrisoare care nu mai avea cum să ajungă la bunicul său. Dar a ajuns și va ajunge negreșit scrisoarea aceasta la toți bunicii la care va trebui să ajungă, pentru ca acei bunici să înțeleagă cât de important este ce lași în urma ta. Sigur, putem să lăsăm casa, mașini, bani. Acestea vor fi uitate la mine. Cu voie sau fără de voie. E așa de important să lăsăm o imagine. Așa cum își amintește nepoata lui Voiculescu. Care spune două lucruri sfârșitoare. Nu poate să nu se gândească la bunicul ei cu care ar fi vrut să vorbească și trebuia să aștepte un loc ceasul lungi pentru ca bunicul să se ridice din genunchi, din fața icoanelor. Și ea spune, mă gândeam atunci că numai pentru mine se roagă bunicul. Pentru că mergând adesea cu el de mână prin cișticiu, spunea, păunița mea, nu iubesc pe nimeni așa cum te iubesc pe tine. Așa că nu puteam să mă gândesc să spunea, decât că bunicul se ruga pentru mine de aceasta. Eu eram singura care aveam privilegiul de a mă cocoța în patul lui plin de cărți și de decupaje din reviste și din ziare, și să adulmec perna lui, care mirosea mereu a ceva ce n-am mai găsit nicăieri. Nu vorbește decât întreagă despre opera pe care a cunoscut-o mai târziu, despre bogăția intelectuală, culturală a bunicului, ci despre momentul acela în care el era în genunchi în fața icoanelor. Ce imagine! Ce moștenire putem lăsa copiilor noștri, nepoților noștri,
să-și aducă aminte de noi, că stăteam în grâne cu Dumnezeu. Facă-vă Dumnezeu parte de nepoți frumoși care să devină bătrâni frumoși, iar dumneavoastră să le fiți neapărat modelul. Să mă iertați încă o dată cam întârziat, că v-am ostenit, că v-am spus poate lucruri pe care le știați, dar dintre acestea multe, poate măcar unul, nu vă era cunoscut. Dacă acela unul este și de folos, vă rog, într-o rugăciuniță de dumneavoastră, să mă zvârliți și pe mine cu mâinile. Facă-vă Dumnezeu parte de bucurii și de viață bună.